dai jos viteză că am vrut să ascult doar refrenul. Ară, Luca, nici viteză, puiule, că deja era cu vizitori. Prevăd o gală tâmpă din punct de vedere stilistic. Concurentelor, dacă le spui anii 90, ele se gândesc automat la un videoclip românesc atrocisim și încearcă să reproducă ținutele atrocisime din videoclipurile românești atrocisime filmate în acea perioadă. Ca și cum toate femeile în anii 90 s-ar fi îmbrăcat atrocisim. Nu, femeile nu erau îmbrăcate neapărat atrocisim, în schimb în seara aceasta Zloții este îmbrăcată atrocisim. A zis cineva Bayram? Păi cum vreți, Bayram, să se desfășoare dacă nu așa? S-a desfășurat plictisitor, am vrut doar să aud refrenul la ochii tăi, că e una din piesele vieții mele. Tale de suflet. Da. Mea aici. Bine ai venit, exact. Cristina, în gală. Le mulțumim tare mult colegilor tăi, cei care te-au ajutat să ne duci în atmosfera. Sunt prietenii mei cei mai buni. Cristina, am înțeles care este povestea și, nu știu, momentul pe care tu l-ai pregătit pentru această seară. Bayram intitulată de noi așa cum se cuvine. Hai să vorbim și cu fetele, să vedem dacă au fost încântate. După fețele lor, nu prea. Nadina! Momentul nu mi-a plăcut absolut deloc, a fost într-adevăr plictisitor. În schimb, încălțările sunt din anii 90, sunt de acolo și outfit-ul este de acolo. Nu-mi place, nu sunt fan acelor bretele ieșite din pantaloni, însă, într-adevăr, recunosc că se purta, da, se purta ceva pe acolo. Nu-mi plac deloc cerceii, nu mi se pare că se exact potrivesc. De acolo, din da, mie nu-mi plac, nu-mi plac deloc și... Îmi place coafura. Mulțumesc. Și machiajul, în schimb, nu-mi place. E de acolo ce să-i faci acum. Ați simțit influența Alexandrei? Da, amprenta, da, Alexandrei, da, în acest moment. Da. Opa, eu l-am simțit. Hai, v-a adus aminte? Că de câte ori ați urcat și ați coborât voi din cer, chiar n-ar fi cazul. Teneta de teatru și urcatul pe masă. Un copy-paste. Chiar. Un copy-paste la momentele, da, Alexandrei. Poate chiar, da, Alexandra s-a, exact, ocupat. Exact, asta. Și măcar, hai să fim și pe această aici... cale. Și pe această cale o salutăm. Da, o te pupale, știi că te ador. Da, dragile mele, este absolut normal să fie un subiect controversat, pentru că una este Zloții. Da, așa e, ea a fost regizorul momentului tău? Nu, este adevărat, Ilinca, hai să ne trezim puțin fetele la realitate, de câte ori ați coborât și ați urcat în aceeași gală, mai multe, pe bune. Deci nu are legătură. Nu, nu, chiar nu. Amintiți-vă prima gală, Alexandrei, pur și simplu. Cânt neapărat pe fiecare gală. Eu nu cânt. Corina cântă. A, Corina e cu cântatul. Da. Scuze, tu erai cu Yas! Da, am uitat. Puțin, ai greșit, da, e ok. Da. Cristina, ți-ai uitat și lejeria pacii. Și momentul. Ce faci, fătucă? Ce-s cu dansurile astea? Bă, trebuie să vă... Uite așa. Mai bine decât tine. Bun! Sunt tare curioasă dacă jurații au intrat în atmosfera pe care tu ne-ai pregătit-o pentru această gală. Hai să vedem ce au de spus în fața lor, Cristina. Momentul nu a fost așa wow pentru o gală, pentru că n-am înțeles personajele astea ce trebuiau să facă. Bine, l-ai adus tu aminte că vrei un Bayram, dar singura care într-adevăr a fost foarte, foarte plină de viață ai fost tu. Dar mi-ai murdărit des cu aici groaznic și nu știu ce să, vin să, dacă spune, o să iasă, dar rău. Nu contează. Eu nu sunt un fan al acestor melodii, deși astea sunt. Atunci. La mine Bayramul era altfel pe vremea mea, iar ținuta ta de gală pentru Bayram mi se pare puțin, foarte puțin. Da. Eu am încercat să fac, adică... Ai făcut un set argintiu, da, și un moment cu o chermeză nefericită cu personaje care nu erau prea fericite să se afle cu tine aici alături. Adică ceilalți colegi de-ai tăi, în afară de Gabriel, care deja are ștate vechi în emisiune, erau așa cam timorate, adică de ce i-ai dus aici dacă nu i-ai dus pe oameni să se distreze?
Trebuia să ne induci și nouă sentimentul că vă distrați fantastic. Și nu v-ați distrat. Cam puțin tel. A spus de invitații mei că nu sunt cu energie. Noi chiar încercăm să punem tot ce avem de mai bun aici. Păi ce să spun, Cristina? Momentul chicioșel și sărăcuț. Bă, măcar dacă aduceai o răpire din serai, un covor, un bibelot de la pește, un pescar, bă, măcar făceai un decor meseriaș. Așa n-am văzut nimic. Nu mi-a plăcut. Tema acestei gale, deși e, mă rog, 90, 2000, nu știu ce, nu înseamnă neapărat că planează și un mic curent kitsch peste această glăjbeală și sper că toate nu veți face niște ținute tip cocălărese. Sper! Pentru că și în anii 90 și 2000 femeile se îmbrăcau foarte bine. Pentru că din ce văd în spate la nivel de machiaj și coafiură, dragă Ilinca, situația este groasă. Aoleu! Le-a spus cineva că este gala kitsch? Nu din câte știu. Ok, momentul a fost deplorabil și foarte, foarte făcut și răsfăcut. Zi mersi că e doi și nu e unul. Mulțumesc. Cu plăcere. Până la urmă s-a întâmplat chestia asta câteva ori și uite, la un moment dat am punctat-o pe Alexandre, am dat 5 într-o gală, pentru că a avut o energie foarte mișto, da. Făcuse show și nu știu ce. Dar până la urmă nu pot să fac asta la infinit, adică și ele trebuie să înțeleagă lucrul ăsta și să nu se culce pe ureche. Adică acum hop, țop, mă sui pe masă, hop, țop, târnoțesc un golan, hop, țop, nu știu ce mai fac, gata, am 5. Nu! Eu nu zic că momentul a fost făcut, a zis, eu zic că a fost nefăcut, că parcă au venit la întâmplare așa. Dar și s-au reprodus în platou la Brava Stil. În regie. Mulțumesc! Doi pe linie! Splendid! Nu e foarte bine, Cristina, dar hai să vedem dacă cei de acasă sunt alături de tine, te susțin, roagă-i! Dragii mei, eu vă rog în continuare să votați. Eu chiar încă am senzația și sunt sigură de fapt că eu încă merit să fiu votată și votați și voi 10 pentru o viață mai bună, pensii mai mari și șampania mult mai gustoasă oriunde ați bea-o voi. Vă pup! Gata! Așa să fie, stai așa, nu fugi! Nu fug! Înainte de a te întoarce la locul tău, vă promiteam o gală cu multe schimbări și multe surprize. Bianca, Edina, am să vă rog și pe voi să vă ridicați. Știți că fiecare ați primit câte o nominalizare pe parcursul acestei săptămâni din partea juraților, în fiecare zi de concurs. Acum este momentul în care cei trei jurați vor alege o singură concurentă care se va afla în pericol de eliminare dintre cele trei, care va să zică celelalte două se salvează. Nu cred că mai e cazul să ne mai pronunțăm, că bănuiesc că se vede cu ochiul liber, nu? Pisi. Da, normal. V-ați hotărât deja? Da. Da. Vă ascult! O avem în față. Avem, Cristina? O avem în față concurenta pe care o propunem pentru eliminare astăzi, Cristina. Cristina Sluț. Fără discuții. Bine. Eu vă mulțumesc. Nu știu ce să zic, Cristina, au fost într-adevăr gale reușite pentru tine până acum din punctul telespectatorilor de vedere pentru că te-au votat, dar știți, de multe ori lucrurile se schimbă pe ultima sută de metri. Îmi pare tare rău pe voi două, fetelor, vă felicit, poți să te întorci la locul tău, Cristina, deocamdată. Mulțumesc.